Ministrul Finanțelor a vorbit marțiara la Realitatea Plus despre faptul că legea pensiilor va fi pusă în aplicare exact așa cum este în 2020, banii fiind prevăzuți în buget. Câțu a precizat însă că va continua discuția despre pensiile speciale și speră la rezolvarea acestei probleme în acest an. Există acest drept de a avea o pensie care nu este legată de contributivitate, dar calculul acestei pensii este în atribuțiile guvernului. Asta nu înseamnă că trebuie să fie pensii de zeci de de lei care să fie mai mari decât un salariu. Există categorie care prin tratate internaționale au dreptul la pensii de serviciu, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie pensii nesimțite, a spus câțu. Potrivit acestuia, trebuie o reformă a sistemului de pensii. Trebuie să luăm o decizie foarte rapid despre reforma sistemului de pensii. Nu se întâmplă peste noapte. Durează cam 10, 15, poate 20 de ani să reașezăm situația. Trebuie să reformăm întreg sistemul de pensii, că fără o reformă clară nu vor mai fi bani. Este momentul să venim cu o viziune pe termen lung. Pe termen scurt, cârpel s-au făcut de 30 de ani. Câți a afirmat că în acest an contribuția la pilonul 2 este menținută la 3,75%, iar din 2021 va fi 5% și va crește, dar nu este suficient.